Bună ziua, bine ați venit într-un alt video. Eu tot m-am făcut un videoclip în care eram rătăcit și aban n-aveam un desen și încercam să găsesc un loc spre civilizație și așa mai departe. Încă nu știu ce titlu să-i pun la acel video. S-ar putea să pun titlul pierdut. Bineînțeles, când înregistrez acest video, încă n-am postat celălalt videoclip. Dar astăzi am de gând să filmez în spate scene, o să vă arăt cum am făcut acel videoclip. Videoclipul a început cu faptul că eram rătăcit și habar n-aveam unde să și erau plante în jurul meu. Ei bine, de fapt eram în grădina bunicilor mei pe aici și sunt foarte multe plante, dar fiindcă este foarte întuneric, nu prea se cunoștea că sunt într-o grădină, ci mai degrabă era mai fricășitor. Și dintr-o dată aveam o veste bună, că am găsit un oraș părăsit. Și după aceea mergeam așa și habar n-aveam ce fac. Și după aceea am găsit ceva familiar. Și după aceea am intrat aici. Nu vă îngrijor, n-am intrat în casa al cuiva. Aici stând la bunicii mei. Am intrat așa. Am închis ușa. Și m-am dus încolo. Dar încolo nu este absolut nimic, dar fiindcă era foarte întuneric, m-am dus repede în altă parte fără să se vadă. Până aici m-am dus. Și am aprins lanterna și dintr-o dată părea că nu părea că m-am dus în altă parte, părea că era în același loc. Și după aceea găseam ușa asta, dar era încuiată, vezi, nu merge. Așa că am băgat mâna aici și am descuiat-o așa și acum merge. Și după aceea ies în găinie, după cum vedeți. Mai sunt și alte chestii încă, dar nu m-am dus. Am zis că sunt doar găine și m-am întors. Și acum am ajuns înapoi în grădină și mă plimbam și dintr-o dată am văzut ceva stranu și după aceea ați văzut voi cum s-a terminat videoclipul. Pur și simplu am scăpat telefonul pe jos cu grijă ca să nu se spargă și după aceea lanterna pe jos cu grijă ca să nu se strice. Și după aceea m-am trântit eu, fără grijă. Ei bine, cam asta a fost tot, cam așa am făcut eu acel videoclip. Puține materiale, calitate mare. Ne mai vedem data viitoare în alte videoclipuri. Pa!